Bun găsit, dragi telespectatori! Despre Cluj-Napoca se spune că e un oraș comoară. De ce? Pentru că municipiul, mai ales centrul vechi, e un adevărat muzeu în aer liber. Însă pentru a descoperi comorile, trebuie să explorezi, să iei la pas străzile, să intri în clădiri. Mai mult, trebuie să privești dincolo de ceea ce se vede. Și cu siguranță, fie că sunteți localnic, fie că sunteți turist, ați auzit povești și legende despre oraș, despre atracțiile și obiectivele lui turistice. Cât e mit și cât e adevăr, care sunt lucrurile despre care nu vorbește nimeni sau faptele acoperite de praful istoriei, haideți să descoperim împreună. Astăzi luăm în vizor Biserica Franciscană din piața muzeului. Lăcașul de cult a fost construit pe ruinele unui templu păgân și a avut un rol important în viața Clujului medieval. Mai multe evenimente au marcat istoria Bisericii Franciscane și au zguduit populația care trăia atunci în cetatea veche. Istoricii spun că această biserică a avut o evoluție foarte interesantă. În fiecare zi trecem pe lângă această biserică, domnule profesor, dar cred că puțin clujeni știu povestea ei. Când a fost construită? Care a fost începutul? Da, ai dreptate, foarte multă lume trece pe lângă biserică, și numai pe lângă biserica asta, dar acum vorbim despre ea. Biserica care o vedem acum, la momentul actual, a fost recent construită, recent, 1745, dar pentru istorie 200 și ceva de ani nu e atât de mult. Biserica în sine, deci locul în sine, locația în sine are o poveste mai lungă, este pe această locație, a fost construită prima biserică din, încă nu era orașul Cluj, era satul Cluj, o biserică care se pare că în secolul al XI-lea a fost construită pe ruinele unui vechi templu păgân, templu roman al zeiței Libera. Îți spun lucrul ăsta elat pentru că la lucrările de reconstituire și de restaurare s-au găsit fragmente din epoca romană, ulterior și din alte epoci. Apoi, biserica acum nu se știe, se pare că nu era realizată din piatră, se pare că era din lemn, nu e o certitudine, nimeni nu poate să spună date concrete despre această biserică decât că a existat. Și de unde spun treaba asta că a existat? Tradiția orală a fost transcrisă, să spun așa, în 1734, într-o primă descriere a Clujului, în limba latină, de trei consilieri ai Clujului de atunci. Și ei au amintit acest lucru, bineînțeles n-au făcut trimitere la niciun document, așa că se pare că tradiția orală ne arată că aici ar fi fost o biserică din secolul XI construită pe un vechi templu roman. Ulterior a avut loc o mare invazie, știm toată lumea, o invazie a mongolilor în 1241, care a distrus bineînțeles nu numai localitatea, ne referim acum la Cluj, ci și biserica în sine. Acum ce se întâmplă după 1241? Biserica, deci pe acest loc s-a construit o altă biserică, o biserică într-un stil de construcție romanic. Sunt mai multe stiluri de construcție, o să vorbim, acest stil romanic care se pare că este realizat începând cu 1260 și a, mai târziu a constituit o biserică parohială a Clujului, a pieței mici, a centrului vechi, pentru că aici în arealul în care ne aflăm, de 7 hectare, era Clujul vechi, piața mică sau ovar, cum se spune limba maghiară. Descrieți-ne puțin stilul romanic. Care sunt caracteristicile bisericii franciscane? Le exemplific mai pe scurt. Au cupolele rotunde, nu are arcul, deci la cum să zic, la ferestre, la încadramente, nu este arcul frânt, este așa, eu spun așa pentru necunoscători, deci nu pentru cunoscători, că sigur o să spună, domnule, trebuia explicat mai ca lumea. Deci pentru omul simplu, stilul romanic este un stil așa mai cu virgulă cupole. Stilul gotic este cu arc frânt. Deci ceea ce vedem acum la biserica actuală franciscană este un stil baroc. Dar o să vedem și elemente din stilul gotic, mai ales la mănăstirea bisericii. Numai, din păcate, nu avem acum în obiectiv, acolo este clar stilul gotic. Inițial, această biserică a fost biserică parohială până în 1390, când biserica parohială va deveni Biserica Sfântul Mihail. Actuala Biserică Sfântul Mihail, iar această biserică va trece în custodia Ordinului Dominican.
Ăsta a fost un ordin călugăresc catolic, înființat la Toulouse în 1216 de un francez, Dominique Guzman, și mai erau numiți Câinii Domnului. Era un ordin călugăresc care se ocupa, între ghilimele, cu cerșetoria, dar nu cerșetorie în ambianța cuvântului de acum, în semantica cuvântului de acum. Deci adică nu mergeau pe stradă să colecteze bani? Nu mergeau chiar pe stradă, dar așteptau pomană din partea enoriașilor și a fost folosit acest ordin călugăresc împotriva ereziilor, care erau numeroase în acea perioadă, mai ales erezia bogomilismului, care sub forma catarilor în vestul Europei, mai ales Franța, a fost mai bine cunoscută. Deci, din 1390, acești dominicani, numiți încă o dată Câinele Domnului, de fapt este și o poveste în care se spune că acest Dominic Guzman a visat un câine alb-negru, mic, care avea o torță și cu torța respectivă se rotea și ardea totul în jurul său. E adevărat, torța simbolic însemna răspândirea confesiunii catolice, romano-catolice, iar foarte interesant este că rasa călugurilor dominican este alb-negru, deci să spunem echipamentul lor este alb-negru, exact ca și visul acestui cățel în alb și negru. Câți călugări erau atunci în ordin? Acum, estimativ, sigur că nu pot să dau o dată precisă câți călugări. Așa se exagera, să zic 250 sau 1200. Erau destui călugări, sigur că da, pentru că ordinele acestea călugărești cuprindeau oameni care o aveau adevărată credință și care, prin și dogmatismul pe care îl aplicau, erau foarte utili papalității și bisericii catolice. Așa că nu pot să spun câți erau, să zic numărul precis. Asta nu e istorie, asta e statistică istorie. Ce se știe totuși despre ei? Cum trăiau? Cum își duceau zilele? Zilele și le duceau în măsura în care aveau chiliile. Chiliile erau în mănăstirea bisericii, care o vezi tu acum. Mănăstirea bisericii, care acum este locația unui liceu, un liceu particular, inițial până în 2011 a fost liceu de muzică. Și foarte interesant, această clădire, care era clădirea mănăstirii bisericii, din 1557 funcționează numai ca și școală. A fost școală unitariană, a fost școală calvină, hai să sărim și pe a fost școală iezuită, a fost școală franciscană și a fost liceu de muzică după 1949, când toate ordinele călugărești sunt desființate și, bineînțeles, de către statul comunist. Dar nu asta este important. Important este că acest ansamblu, construit biserică, mănăstire, este cel mai vechi actualmente din această zonă, acest areal. La cât timp după construcția bisericii a fost construită și mănăstirea? Mănăstirea, acum, aici cu mănăstirea sunt două treburi. Mănăstirea a fost construită, se pare, în timpul acestor călugări dominicani. Dar mai exista o capelă în timpul dominicanilor, capela Sfântul Anton, care era undeva plasată pe actuala stradă Emil Zola, care a fost până la urmă desființată de către confesiunea reformată, pentru că trebuie spus că Ardealul și mai ales Clujul a fost cucerit de acești adepți ai reformei, fie că se numeau calvini, fie că se numeau luterani, fie că se numeau unitarieni. Și ei au dominat Clujul, iar fosta capelă Sfântul Anton a fost transformată, din păcate, într-o latrină a orașului. Dar perioada aceasta reformată durează până la finele secolului al XVII-lea, când Transilvania este cucerită de către Habsburgi și Clujul intră sub, să spunem, auspiciile puterii habsburgice, care știm bine că erau de confesiune catolici, romano-catolici, și are loc un reviriment al catolicii, nu? Această mănăstire, biserică și mănăstire dominicană, care ia, sigur, călugării dominicani nu au mai apărut în Cluj. În schimb, această biserică inițial a fost dată altui ordin, călugării iezuiți, care nu au restaurat-o, deoarece tot în acea perioadă își construiau altă biserică, actuala biserică piaristă, lipită de universitate, de universitatea actuală Babeș-Bolyai. Iar în 1725 au dat această biserică cu mănăstirea în proprietatea călugărilor franciscani, călugări franciscani care le vine numele de la Francisc de Assisi. Această construcție franciscană
are, deci, biserica, s-a terminat în 1744-45. Lucru care este vizibil pe turnul bisericii, unde este o mică capelă, dar acum n-am cum să-ți o arăt, și mai este jos o efigie a Mariei din Loreto, unde este scrisă în limba latină, iar cifrele mari, literele capitale reprezintă și cifre la latin. Și dacă le aduni, dau anul 1745, anul când a fost terminată această biserică franciscană. Este o plachetă în cinstea Mariei de Loreto. Maria de Loreto este cunoscută în cadrul confesiunii romano-catolice cu o poveste foarte frumoasă. Este vorba despre casa din Nazaret, unde a avut loc Buna Vestire și unde a copilărit Iisus, și legenda spune că în timpul cruciadelor, când acest teritoriu era ocupat de către musulmani, de turcii selgiucis, doi îngeri au preluat casa, au dus-o prima dată în Croația și de acolo au dus-o într-o localitate, o comună, Loreto, care este în zona Ancona de astăzi a Italiei. A fost decorată această cămăruță luată cu totul într-o bisericuță chiar de către Sfântul Luca, de către evanghelistul Luca, care, foarte interesant, el este și autorul, se spune, tot în tradiție, a așa zisei icoane a Mariei Negre, Madonna Neagră. Madonna înseamnă Sfânta Maria. Avem una și în cadrul Bisericii Franciscane, de astăzi, a noastră. Puțină lume știe. Ne descrieți puțin cum arată. Păi arată, în primul rând, este de culoare neagră. Tradiția spune că Sfântul Luca ar fi realizat-o și ar fi pictat-o pe un lemn de cedru, deci care are o culoare închisă, și ea apare în mai multe, cum să zic, catedrale din Europa, mai ales în Polonia și mai ales în Franța, în Spania și în America Latina. Ceea ce e important, ce am zis apropo de Maria de Loreto, adevărul istoric este că o familie numită Angelii, care tradus în limba română sunt numele de îngeri, au preluat aceste artefacte din casa în care, din Nazaret, în care a copilărit Iisus, și l-au dus în Italia de astăzi. Sigur, este un loc de pelerinaj la Loreto, în acest loc despre... Și multe biserici franciscane au acest simbol. Zidurile Bisericii Franciscane adăpostesc diverse obiecte de cult care au rezistat secole întregi. De asemenea, numeroase legende și povești despre acest edificiu au făcut deliciul clujenilor și turiștilor de-a lungul anilor. Biserica de aici, ce simboluri importante are? Păi, în primul rând, în cadrul ușii de intrare, vezi o statuie extrem de veche. Inițial se credea că este făcută de sculptor celebru a Clujului din secolul XVIII de stil baroc, Johann Nachtigal. Dar n-a fost realizată de el. El a realizat celelalte statui dinăuntru bisericii, o să ți le spun eu, și din afară statuia Sfântului Anton cu Iisus în brațe și statuia Sfântului Francis, dar nu Francis de Assisi, ci Francis de Borgia, deci din celebra familie Borgia, care are un craniu în mână, și asta înseamnă că acesta era Francis de Borgia. Statuia aceasta a Mariei, pentru că biserica poartă hramul Sfânta Maria și Sfântul Anton, de când a fost biserică parohială, deci a păstrat tradiția hramului, este realizată de acest Schuchbauer, un austriac care are foarte multe realizări în bisericile din Cluj, mă refer secolul XVIII, el și Johann Nachtigal. Înăuntru, biserica are o piesă extrem, extrem de importantă, un crucifix în capela Corniș. Acel crucifix are o poveste și el fascinantă. Inițial, precis, nu se știa de unde provine. Se știa că de aparținut contelui Sigismund Corniș, care a fost guvernator al Transilvaniei între 1715-1731. Dar cine a realizat acea statuie, care este extrem de edificatoare, cum arată trăsăturile nu numai fizice a Domnului nostru Iisus, ci și psihice. Se pare că statuia a fost făcută, prin analogie se știe treaba asta, de niște meșteri germani în secolul al XVI-lea, Veit Stos, o familie care a preluat, care a lucrat în Italia la începutul secolului XVI și a preluat aceste aspecte de la un bust descoperit în 1506, bustul lui Laocoon din
mitologia greacă, mitologia Troiei. Laocoon a fost un preot din Troia care a prevăzut că Troia va fi cucerită dacă lasă calul troian să-l introducă Achei. Și a fost pedepsit de zei cu niște șerpi care l-au... Haideți să vorbim cât mai mult despre biserică, vă rog. Am vorbit numai ca să de cultură generală, să știe lumea, că nu știe cine e Laocoon, toată lumea. Bun, biserica deci are această piesă. Încă o piesă este similară în Viena, în Biserica Sfânta Treime Alzerstrasse din Viena, este aproape identică și mai este o piesă, tot un crucifix de ăsta în Cracovia, ceea ce prin analogie ne dă dovada că această statuie a fost realizată de către acest veistos. Un alt lucru important este că dacă biserica este construită în stil cruce, dar fii atentă, nu stil cruce perfect, pentru că între altar și naos este o diferență de 5 grade. Și această diferență de 5 grade, se spune, tot tradiție, poveste, arată faptul că Iisus, după ce a fost crucificat și a murit, și-a lăsat capul într-o parte. Și de acolo este înclinarea asta de 5 grade, care nu numai la Biserica Franciscană de aici, ci mai sunt și la alte biserici catolice. Deci nu e chiar o poveste, se poate să fie chiar un adevăr pe care proiectanții l-au respectat. Care sunt poveștile și legendele cele mai importante care circulă despre Biserica Franciscană de aici și să ne povestiți una sau două? Păi asta este una dintre povești. O altă poveste este că, acum nu e chiar poveste, este criptele bisericii au fost jefuite în cadrul celui de-al doilea război mondial. Exista chiar o societate a căutătorilor de comori, dar era ceva făcută mai devreme, în secolul XIX în Cluj. Se pare că trupele de ocupație naziste, nu se știe precis, au jefuit aceste cripte. Ele nu pot fi vizitate. O singură criptă n-a fost jefuită, a unei familii Toroscai, mi se pare. Restul toate au fost vandalizate. Se știe, aici, apropo, pot să-ți dau numărul, că între secolul 17 și 19, până în 1868, au fost mormântate 255 de persoane, din rândul cărora 80 erau călugări franciscani. Dar o parte a cadavrelor sau a sicriilor au fost duse ulterior la biserica piaristă de astăzi, de lângă universitate. De asemenea, această biserică este sub hramul Maria Zăpezii. Aici este o poveste foarte frumoasă. Se spune că în vechea Romă, în secolul IV, li s-a spus papei și stafului său să construiască pe colina Esquilin o biserică când va ninge. Și în 5 august a nins și atunci pe acel loc s-a făcut o biserică și foarte multe biserici romano-catolice au acest hram, hramul Maria Zăpezii. Alt lucru important, altarul pe care îl vedem noi și inițial are o copie a unei picturi celebre din Santa Maria Maggiore din Roma, este realizat în 1730, jos, sunt niște casete făcute în timpul renașterii, care poate fi manevrat. Deci este așa, se rulează acest altar, deci se mișcă, foarte puțină lume știe că acest altar se poate cu diverse mecanisme muta. Un alt lucru important, biserica este pictată cu o serie de ipostaze a Sfântului Francisc, viața Sfântului Francisc, care știm că avea puterea teleportării. La fel ca Arsenie Boca, se știe Francisc ca și Padre Pio, dar nu asta spunem. Biserica e pictată în secolul XIX de un pictor autohton, Bela Dorian. Un alt lucru important este că în capela denumită Capela Sfântul Ștefan, adică a Sfântului rege care a fondat regatul maghiar, există o statuie din Șumuleu Ciuc, o statuie care a fost salvată în al doilea război mondial și nu numai statuia din acea zonă unde sunt peregrinările catolicilor, mai ales maghiari în timpul rusarilor, și averea acelei biserici a fost adăpostită aici în biserica noastră Sfântul Francisc de astăzi. Mai exact unde? Unde au ascuns? Asta știu că lugării sigur pe undeva asta. Da, păi dacă știam eu, știau și alții. Stai liniștită. Circulat?
povești despre asta? Nu știu dacă au circulat povești, oricum s-a căutat acest lucru, că nu aiurea au fost parte, cum să zic, acele cripte. Acum, întrebarea este foarte bine pusă pentru o curiozitate, dar aș minți să spun unde a fost, cum să zic, pusă această avere. Deci asta ar fi un alt lucru inedit. De asemenea, în partea de sud a bisericii, există un orificiu cu o pasăre care toată lumea credea că reprezintă periganul, simbolul creștinismului, care Iisus care se sacrifică. Nu, era un orificiu prin care enoriașii dădeau plângeri, reclamații sau diverse laude, deci anonime. Anonime care le puneau și, bineînțeles, călugării din biserică le citeau și, pe urmă, le dezbăteau. Lângă lipită este monetăria Clujului, de-aia probabil o să discutăm altă dată, monetărie care are și anul scris 1608, dar probabil în cu totul altă emisiune pe care o vom realiza împreună. Mai spuneți-mi despre biserică, cum e în prezent? Cum se desfășoară? Are un turn de 52,5 de metri. Înăuntru prima, deci toate bisericile catolice în dreapta au Pieta, statuia Pietei. În stânga este un altar în care e Maria cu cele 12 stele. Deci, apropo, cele 12 stele de pe steagul Uniunii Europene reprezintă perfecțiunea în concepția catolică. În stânga este celebra Bernadette de Subiru, de la Lourdes, iar în dreapta este Sfânta Rita. Apoi te duci, este un altar în care este efigia iezuiților, Iisus Hominum Salvator, adică Iisus Mântuitorul Lumii, este o statuie a Sfântului Anton, pe urmă este amvonul de unde se vorbea, cu efigia celor patru evangheliști, și sus este o statuie a lui Iisus care reprezintă înălțarea Domnului. Are acustică biserica? Are acustică, are și o orgă din 1908. Sigur, nu are o acustică ca și biserica de pe ulița Lupului vis-a-vis de actualul liceu reformat sau liceu Gheorghe Șinca, dar are o acustică, are o orgă din 1908 făcută la, dacă bine, la Peci, dacă nu mă înșală memoria. Angster sau Augster, nu mai știu marca precis, dar au orgă și, bineînțeles, sunt concerte de orgă, dar nu atât de renumite cum sunt concertele de orgă de pe strada Cogălnicianu sau ulița Lupului, acea biserică care este reformată acum. În concluzie, câteva cuvinte despre biserică. Ce ar fi mai important? Păi eu cred că ți-am zis ce e mai important și ascultătorii și telespectatorii pot să-și dea seama. Sunt foarte multe lucruri importante. Acum, în concluzie, să-ți spun, aș fi... De ce să vizităm biserica asta? Păi, în primul rând, este un, cum să zic, este un brand turistic al clujenilor. Acum, concluzia. Concluzia înseamnă să spun iară niște lucruri care, să mă repet, și poate... Unele le spune plus, poate unele scap, deci concluzia se poate deduce din această expunere pe care am făcut-o. Scurtă expunere, pentru că mult mai multe se pot spune.